Mai e puțin și vine Revelion, anul 2022. O altă rețetă care dă mari bătăi de cap românilor atunci când vine vorba de gust, ar fi cea de ardei umpluți. Problema fiind ardeiul în sine și textura pe care o obținem atunci când se gătesc. Oare vom reuși să salvăm această rețetă? Eu zic că da. Dar asta doar folosind ingrediente de foarte bună calitate de la Hanul Boieresc și multă creativitate. Să începem! Știu încă din copilărie că mie de fapt nu-mi plăcea ardeiul. Dădeam ardeiul la o parte, îl desfăceam și mâncam doar umplutura. De multe ori, cea clasică, carne, orez, un fel de umplutură de sarmale. Eu am dezvoltat o tehnică prin care putem salva aroma, textura și, bineînțeles, gustul și mirosul pe care îl dă un ardei cinstit într-o mâncare bună. Să începem cu sosul, pentru că asta o să ne ia ceva mai mult timp. Și o să facem un gulaș fără carne. Cu foarte mult accent pe condimentul principal, și anume chimenul. Pentru mine gulașul înseamnă foarte mult chimen. O să avem nevoie de ceapă. Și ce mă interesează aici, să obțin un sos. Asta înseamnă că nu am nevoie de textură. Vreau să fie cumva un sos destul de gros, ca o supă cremă, care să mă îmbrace ardeiul la final. O să pun puțin ulei în oală. Și primul lucru pe care îl facem, trebuie să gătim și să scoatem uleiurile esențiale din chimen. O să vreau să pun niște boia. Atenție, boia dulce. Bineînțeles, boia de la Hanul Boieresc. Odată ce am tăiat ceapa, o să o punem peste condimente. Și vom pune și puțin apă. Bineînțeles că avem nevoie și de ardei. Să mai radem și un morcov. Le mai călim un pic și apoi vom completa cu apă. Bineînțeles că aurul și importanța supremă într-un gulaș este pasta aceasta de ardei. În general, eu folosesc pastă de ardei dulce, nu iute. Prefer să dau iuțeală la final dintr-o boia sau arunc pur și simplu un vârf de ardei iute. Completăm cu puțină apă și vom lăsa să fiarbă încet. Puternic, cu această oală. O să umplu la jumătate cu apă, un pumn de sare. Și vom pune și oțet. Am nevoie de textură. Ei bine, oțetul strânge. Și vreau să păstrez cât se poate de crocant ardeiul nostru. Umplutura noastră va fi ceva mai specială. Și vă spun de ce va fi specială. Pentru că ardeiul în sine nu va mai fi gătit în cuptor. Ardeiul o să-l gătim odată în cratiță, după care o să-l perpelim un pic în tigaie. Și la final o să-l umplem cu carnea aceasta de obrăjor de vită. Se gătesc timp îndelungat, asta înseamnă că undeva la 8 ore ar trebui să-i ținem în cuptor. O să obținem o carne extrem de fragedă. Se rupe fibra și conținutul acela de colagen devine extrem de apetisant. O să iau ardei mai micuți, să știți, și pot deja să îi pun la opărit și o să-i las undeva la 10 minute. Îi întoarcem pe toate părțile să intre în contact cu căldura. În sosul de gulaș o să punem și niște cartofi. După 10 minute, cam asta am obținut cu ardeii noștri. S-au relaxat, dar în același timp nu și-au pierdut absolut deloc din textura aia frumoasă. Găsim punctul de sprijin, o să-i tai pe partea cealaltă ca să-i pot curăța. O să vreau să păstrez codițele pentru a arăta cât se poate de natural și cu o spatulă dintre asta o să încep să-i curăț pe interior. Vreau să le scot semințele, dar și nervurile. Miroase a chimen, puternic.
o tehnică foarte bună de a găti ardei este aceea de a îi frige în tigaie cu puțin ulei. O să vreau să-i frig, să nu în tigaie, să folosesc o lampă pe gaz, pentru că așa o să le dau puțin și din aroma aceea de ardei copt. Mai avem de pus un singur ingredient, și anume niște suc de roșii românești de la Hanul Boieresc. Am ajuns tot la capitolul blender. Se pare că este un instrument de care avem nevoie tot mai mult în bucătărie și în special în bucătăria modernă. Niciodată nu poți să obții un sos desăvârșit fără o bucățică sănătoasă de unt. Să luăm carnea, o separăm fibră cu fibră și o să amestecăm și cu sosul. O să observăm când punem sos, carnea fiind extrem de grasă într-un fel, o să tragă tot sosul pe care îl punem și asta ne dorim. Toată aroma de gulaș să ajungă în interiorul cărnii. Nu ne rămâne decât să umplem ardeii și asta e partea cea mai frumoasă, că rămân așa cum i-a lăsat Dumnezeu. Așadar am demonstrat că putem salva și ardei umpluți. Dar nu e doar despre mine, așa că o să mai cer o părere. O să cer părerea sosiei mele. Rareș, vino să mă ajuți, te rog. Nu-ți plac ardei umpluți, în general? Sincer, nu prea. Umplutura nu mă dă pe spate, mi se pare prea greoaie. Hai să vedem. Crede-mă, o să-ți placă mult. Poți să mai iau unul, te rog? Nu. Bine, mulțumesc. Se pare că am salvat cu adevărat ardei umpluți și nu oricum, doar cu ingrediente de calitate de la Hanul Boieresc, dar și cu multă creativitate. Așa că trebuie să mai fac o tură.